Sfântul Ioan din Kronstadt ne învață că în existența lumii vegetale găsim o dovadă palpabilă a omniprezenței lui Dumnezeu și a lucrării sale promițătoare. Există oare vreun loc pe pământ în care vegetația să nu-și facă simțită prezența? Ea acoperă câmpiile, se cațără pe păvârnișurile inaccesibile ale munților de piatră, răzbește în pustiuri, sloboade rădăcini în apă și printre ape, pe ostroave nelocuite. Și cine o crește și cine o împodobește în cele mai frumoase și mai felurite forme și culori? Domnul Dumnezeu. Domnul astfel o îmbracă. Dar dacă Domnul îmbracă astfel cu atâta grijă firul de iarbă, părăsi-ne va oare pe noi? Fie și o singură clipă, îl va uita oare Dumnezeu pe om? Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Dacă Dumnezeu dă viață în fiecare clipă firului ierbii și nu-l lasă să moară, înceta va oare să-mi dea viață mie? Nu. Dacă firul ierbii este îmbrăcat și menținut în viață de Domnul, în mine Domnul viețuiește mereu, ca într-un templu, dacă nu-l îndepărtez de bunăvoie cu păcatele mele.